Bun venit la emisiunea Mesager Educațional. Ne aflăm în studio alături de invitatul nostru, dr. Ioan Viman, directorul Casei Corpului Didactic Satul Mare. Domnule director, bine ați venit! Bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru invitație! Vă propun să vorbim astăzi despre o retrospectivă a învățământului din județ. Dumneavoastră aveți și o lucrare, aveți în față, o am și eu, de asemenea în față, despre un interval istoric al dezvoltării învățământului secundar din județ. V-aș ruga să punctați câteva din principalele evenimente și perioade mai importante din istoricul învățământului secundar din județul Satu Mare. Da. Lucrarea, într-adevăr, se referă la evoluția învățământului secundar în momentul înființării sale, învățământului secundar în limba română pe teritoriul județului Satu Mare, după 1919, și se încheie în anul 1940, odată cu ocupația hortistă a județului Satu Mare. Este o perioadă foarte prolifică pentru învățământul sătmărean, pentru societatea sătmăreană în general, ca și pentru întreaga țară, ca și pentru întreaga România, pentru că această perioadă, România a fost un stat unitar, a beneficiat de perioade de progres nemai cunoscute până atunci. Dar înainte de a mă ocupa de mod aplicat și de a pune în evidență principalele instituții și preocupări în domeniul învățământului secundar în județul nostru, sigur am făcut în deschidere o introducere cu privire la învățământul secundar și chiar cu referire la învățământul primar de la începuturi până în 1918, pentru o perioadă largă în care învățământul a cunoscut o evoluție istorică interesantă și cuprinderea populației românești din județul Satu Mare în procesul de învățământ, unitățile de învățământ, a existat, dar trebuie să afirmăm în același timp că aceste instituții de învățământ, școlile existente până la această dată, în afara școlilor confesionale românești, școlile statului au funcționat în limba maghiară. Preocuparea, în general, a oficialității pentru cultivarea populației românești în Transilvania a fost destul de scăzută. Aceasta nu înseamnă că românii nu s-au preocupat pentru a învăța, asta nu însemnează că românii din județul Satu Mare nu s-au preocupat de tineretul român care să fie cuprins în instituții de învățământ. Au fost cuprinși în instituțiile de învățământ existente și vom vedea, de exemplu, la liceul romano-catolic, încă de la început, avem cuprinși și copiii aparținând naționalități române. Apoi, și învățământul confesional era, adică învățământul limba română era exclusiv confesional înainte de primul moment, război? Da. Deci până la apariția unei legi care au stabilit lucrurile, sau unor legi care au stabilit lucrurile în acest domeniu, și aceste legi au fost elaborate de către Maria Tereza și de către Iosif al II-lea, fiul ei, după ocuparea Transilvaniei de către Habsburgi, când s-a dat vestita lege numită Ratio Educationis, care a prevăzut organizarea unui învățământ de stat pentru toate minoritățile și toate naționalitățile Imperiului, din momentul respectiv învățământul devine, să zic așa, instituționalizat, coordonat de stat. Asta nu semnează că învățământul confesional dispare, dimpotrivă. Dar acesta este momentul
de început a unui învățământ de stat în limba română. Mai târziu, acest învățământ de stat nu va fi folositor românilor, pentru că după 1867, după formarea dualismului austro-ungar, prin legile care au determinat deznaționalizarea minorităților și în special a minorității române, acest lucru s-a realizat în mod special prin școală, prin sistemul de învățământ. De aceea putem spune că investițiile pe care Budapesta le-a făcut în învățământul românesc erau oarecum otrăvite, în sensul că ele costau foarte mult în sensul deznaționalizării. Acesta a fost unul din obiectivele regimului de atunci. Da. Așa, să trecem la perioada interbelică, de cea care v-ați ocupat dumneavoastră în mai mare măsură. Da, aș mai completa ceva înainte de a trece la perioada interbelică, dacă mi-ați permite. Aș vrea să mai subliniez faptul că, abordând lucrurile în nota respectivă, trebuie să spunem că instituția de învățământ la care românii greco-catolici mai ales au avut acces într-o măsură mare în județul nostru este liceul romano-catolic regesc, care s-a înființat în 1634 și sigur că accesul românilor și afluența populației greco-catolice se face mai ales în secolul al XVIII-lea. Aici s-a înființat pentru prima dată în secolul XIX, la 1859, prima catedră de limba română. Aici a funcționat preotul și profesorul Petru Bran, el a fost titularul primei catedre de limba română. Aici a funcționat dr. Vasile Lucaciu pentru o perioadă de 7 ani. Aici a scris o parte din opera sa și aici a existat până în 1907 o catedră de limba română la care, în afară de cei doi pomeniți, a mai predat un anume Lucaci Gheorghe, Hozaș Ioan, un altul, care a fost ultimul din cei care au fost titulari a catedrei de limba română după 1907, limba română fiind predată de catehieți până în 1919. Și cine a continuat tradițiile acelui liceu? Păi tradițiile acelui liceu au fost preluate de către liceul Mihai Eminescu. Este primul liceu care s-a înființat în județul Satu Mare, alături de alte 13 licee care s-au înființat în Transilvania imediat după Marea Unire. Și liceul Mihai Eminescu a preluat fostul liceu romano-catolic Crăiesc și acest lucru s-a întâmplat la 1 mai 1919 și efectiv a fost preluat în iulie 1919. Da. Dacă ați încheiat cu acea perioadă, vă rog să reveniți la perioada în care, după unire. Da. După unire, sigur că schimbările care au intervenit în societatea românească și care au fost aduse de sfârșitul Primului Război Mondial și de rezultatele acestuia s-au simțit și în județul Satu Mare și în această parte de țară. Cu toate că această parte de țară s-a integrat în România Mare, nu la 1 decembrie 1918 ca și cea mai mare parte din teritoriile transilvane, ci după 19 aprilie, când ea a fost eliberată efectiv de armatele române de sub o ocupație străină.
a regimului comunist al lui Kun Bela și toate cele ce vor urma trebuie să le raportăm la acest moment. Vreau să spun că este extrem de important pentru noi faptul că după unire și în această parte de țară s-a putut înființa un învățământ liber, un învățământ susținut de stat în limba română și au putut lua ființă școli secundare. Prin aceasta vreau să se înțeleagă că până în acest moment, în jurul satul mare, românii, tinerii români, absolvenți ai învățământului primar, n-au putut să beneficieze de continuarea studiilor într-o instituție de învățământ secundar în limba română. N-aș vrea să se înțeleagă că odată instituit învățământul în limba română, a dispărut cel în limba maghiară. Nu a dispărut cel în limba maghiară. Cel în limba maghiară a continuat să existe pe tot parcursul acestei perioade. Trebuie să recunoaștem că numărul de instituții de învățământ în care se predă limba maghiară a scăzut. De asemenea, reflecta ponderea populației și mai ales reflectă preocuparea autorităților românești de a atrage spre învățământul secundar pe români, în general spre învățământ, spre cultură. Deci nu este vorba de a deznaționaliza, ci vorba de a reface pentru români ceea ce lipsea de secole. Învățământul, școala în limba română, Mate. Susținută și ocrotită de autoritățile românești, care acum s-au instaurat și în această parte de țară. În ce categorii de învățământ era în această perioadă? Așa cum spuneam, primul liceu care s-a înființat în jurul satului mare a fost liceul Mihai Eminescu, o instituție extrem de importantă și care își va menține prestigiul, va câștiga de la un an la altul prestigiul și îl va menține și îl menține până în ziua de astăzi, pentru că din punctul meu de vedere rămâne școala Fanion a învățământului sătmărean. Dar în afara acestui liceu teoretic au fost înființate și alte licee teoretice, cum ar fi liceul de fete Doamna Stanca, care s-a înființat în 1923 și a devenit apoi în 1929 liceu, primind numele de Doamna Stanca. De asemenea, s-a înființat la Carei liceul Vasile Lucaciu în 1923, care a avut și o secție maghiară până în 1927, de altfel și liceul Eminescu a avut asemenea secție, dar liceul din Vasile Lucaciu din Carei a avut această secție din 27 până în 31 s-a înființat secția germană în liceul de Vasile Lucaciu din Carei, iar după 31 s-a înființat în paralel cu liceul Vasile Lucaciu cu secția română, s-a înființat și gimnaziul german, gimnaziul în limba germană, care funcționează până în 1939. Acestea sunt, să zic așa, liceele teoretice, dar în afară de acestea au funcționat și s-au înființat preluând și unele dintre școlile vechi care au funcționat înainte de 1918 în satul mare, s-au fost preluate de către statul român și transformate unele dintre ele în școli românești. Astfel s-a înființat un învățământ profesional de foarte bună calitate. Începând cu 1919-20, unele în 1921, este perioada în care se preiau aceste instituții de învățământ și se organizează de către administrația românească.
Așa a fost preluată școala profesională pentru industria lemnului, care a fost înființată în 1907 și care în 1923 va deveni școala de arte și meserii pentru industria lemnului cu precădere și care în 1936 va deveni un liceu industrial. Tot așa, o școală civilă a fost preluată de fete, a fost preluată și transformată în școală profesională de fete, care a funcționat în aceeași clădire cu liceul doamna Stanca. La etajul superior era școala profesională de fete, iar la etajul întâi era liceul doamna Stanca. Această școală și ea a fost transformată în 36 prin legislația elaborată în anul respectiv cu privire la învățământul industrial, a fost transformată în liceu industrial. Dar nu s-a reușit terminarea niciunei serii de 4 ani, pentru că efectivele au scăzut de la un an la altul în preajma războiului și nu s-a putut susține bacaloriat în condițiile respective. Știu că, eu fiind maramureșan, știu că de acolo au venit aici la învățământul comercial. A fost o școală comercială. Da. A fost și un învățământ comercial foarte bine organizat și care s-a bucurat de un prestigiu excepțional. Școala comercială a fost înființată în 1921. Era vorba de Școala Superioară de Comerț, care s-a numit așa de la început, iar din 1923 a devenit un liceu comercial care s-a bucurat de a fi condusă, începând cu 1925, de către un prestigios economist, Gheorghe Dragoș. Într-o perioadă de directorat, despre care el vorbește în lucrările domnii sale, într-o lucrare autobiografică, descrie această perioadă destul de amănunțit și cu plăcere, el a reușit să transforme școala într-o școală, cum spuneam, care s-a bucurat de un prestigiu excepțional și în care veneau să înscrie copii din satul mare, dar nu numai, din județele din jur, dar și din zone îndepărtate, chiar din regat. Vreau să vă spun că aici s-au refugiat, între ghilimele, o parte importantă dintre elevii care aparțineau minorității evrești, pentru că ei au o anumită aplicare înspre această activitate comercială, da, și au găsit posibilitatea de a se forma profesional aici, în această școală. Vreau să subliniez așa câteva lucruri în legătură cu personalitatea lui Gheorghe Dragoș. Vă rog. El a fost mutat din satul mare în 1928 la Cluj, la Academia Comercială. În 1930 a susținut doctorat acolo. Este primul doctor al Academiei de Comerț și Industrie, cum se numea, și va deveni și rectorul acestei academii. Este un economist recunoscut pe plan național. Este un promotor a doctrinei cooperatismului, a doctrinei cooperatiste. Este, într-adevăr, opera sa o operă de referință în domeniu, în ceea ce privește, repet, această doctrină economică. Astăzi, recunoscută și utilizată în unele țări ale Europei civilizate, cum ar fi Spania, Portugalia, Danemarca. Dar să mai spunem că tradiția acestui liceu a fost preluată de liceul economic actual, da, care poartă și numele mentorului. Da, într-adevăr. Așa, și este. Anul trecut a fost un moment aniversar. Da, și membrii ai familiei, da, profesorului, da, a fost prezent, da, și a fost prezent, da, și da. Au adus, da, un omagiu. Domnul director, bine meritat. Aș vrea să fac să facem o paranteză. Ați amintit de Vasile Lucaciu, de Petru Bran, Gheorghe Dragoș,
Eu aș mai adăuga Dariu Pop, care s-a ocupat de Mântuirea, Nae Antonescu. Și aș vrea să vă spun că am observat că în enciclopedia asta, care se actualizează zi de zi, an de an, Wikipedia, singurul dr. Vasile Lucaciu este prezent, ceilalți toți lipsesc de aici. Spre deosebire de alții unde sunt menționate chiar două nume de actrițe, aceste personalități marcante ale județului lipsesc. Da. Aș face un reproș instituțiilor de cultură din județ pentru această lacună. Dumneavoastră, cred că aveți dreptate. Nu este corect și nu este drept. Și asta m-a îndemnat și pe mine să mă apropiu de acest domeniu și de această perioadă. Nu este drept să nu se cunoască atâtea fapte bune și atâtea lucruri importante în ceea ce privește cultura românilor din perioada interbelică. În ceea ce privește contribuția învățământului secundar la multiculturalismul pe care noi îl trăim și îl afirmăm și astăzi. Promovăm. Dar s-a promovat și s-a afirmat și în perioada respectivă. Și la această promovare, învățământul a avut o contribuție excepțională. Nu este drept să uităm de personalitățile de care vorbim, nici nu se pune problema. Sunt covârșitoare, sunt de o importanță excepțională, dar nici directorii instituțiilor de învățământ secundar, niște oameni care au slujit cu un devotament excepțional ideea de învățământ românesc și școala românească în perioada interbelică. M-aș referi, de exemplu, la o profesoară, Maria Stavrat, care a fost directoare aproape întreaga perioadă la liceul de fete, doamna Stanca. Maria Troteanu a fost directoarea școlii profesionale de fete și apoi a liceului industrial de fete. O școală profesională cu multe secții și cu un număr excepțional de elevi. Sunt apoi vrednici de amintire directorii școlilor de ucenici, școlilor profesionale și din Carei și din Satu Mare, de care se vorbește mai mult. Eu am spus aici tot ce am găsit despre domniile lor și despre activitatea acestora. Dar în principiu aveți dreptate și eu pot să fac mea culpa pentru că nu găsesc timp să mai scriem postația. Câteva lucruri, să postez și eu niște informații care ar sluji. Da, merită, fiindcă tineretul, primul lucru care îl face este să dea pe Google și accesează Wikipedia și de acolo se documentează. Sunt primele surse, sursa primară de informare și e păcat să lipsească. Am scris și s-a publicat în informația de duminică articole despre personalitățile marcante ale învățământului secundar în perioada interbelică. De exemplu, am făcut un material și s-a publicat relativ la directorul liceului Eminescu, Eugen Seleș, și la un alt articol despre Adrian Demian, o personalitate cunoscută și recunoscută a perioadei interbelice în ceea ce privește promovarea muzicii românești. Da. Vă propun să revenim la perioada învățământului în intervalul 1940-44. Perioada intervalului 40-44 este o perioadă destul de puțin cunoscută. Cert este că a fost o perioadă în care în această parte a Transilvaniei s-a instaurat un regim de ocupație ortisto-fascist, un regim din fața căruia școlile și cadrele didactice într-o măsură foarte importantă și un număr important de elevi, mai ales cei din învățământul secundar, din liceele teoretice, au fost siliți să se refugieze. S-au refugiat și elevii pentru că doreau să termine studiile și
Mulți dintre ei au continuat studiile în acele locuri unde s-au refugiat. Trebuie să vă spun că o parte dintre elevii de la Mihai Eminescu s-au refugiat la Lugoj și acolo au susținut bacalaureatul. Dar ce este interesant, că s-au refugiat și arhivele. De aceea este foarte greu de restituit în mod complet, exhaustiv și suficient de clar această perioadă, pentru că arhivele au plecat în refugiu. Unele au fost duse la Arad, altele la Caransebeș, la Lugoj, la Dumbrăveni, în Transilvania, o parte din arhive. Bine, ele au fost retrimise într-o anumită măsură la satul mare. Cu drumurile se mai pierd, mai deteriorează. S-au pierdut la plecare, s-au pierdut și la întoarcere. Da. Așa încât relativ puține documente s-au păstrat, din câte ar fi trebuit să le avem la îndemână pentru reconstituirea acelei perioade istorice. Ce să vă spun, este relativ puțin cunoscută această, pentru mine este puțin cunoscută, pentru că nu am putut să o cercetez și nu am avut încă timp. Mă gândesc că mai trebuie să ne aplicăm asupra învățământului primar din perioada interbelică. Nu există o lucrare, nu avem o lucrare edită. Cu toată modestia, trebuie să vă spun că până la această lucrare care privește învățământul secundar, perioada interbelică, nu a existat o lucrare edită. Nu există o lucrare care să dorească o abordare in integrum a învățământului primar. Sigur că există, nu preocupări, dar există realizări și cercetări. În acest sens, profesorul Doru Radosav, care a fost director al Muzeului Județean Satu Mare și profesor la Liceul Doamna Stanca, are un studiu foarte consistent cu privire la începuturile învățământului sudmarean, cu privire la școala sudmareană în secolul XVIII și XIX, la care oricând trebuie să ne întoarcem și să ne raportăm când vrem să învățăm ceva și să știm ceva despre învățământul românesc. Și mai sunt asemenea preocupări, dar încă o dată ar fi necesară o carte serioasă care să înglobeze o cercetare care să aibă la bază Încă o paranteză aș face. Până la acea carte, nu ar fi utile niște monografii a instituțiilor de învățământ din județ? Nu l-ar ajuta pe cel care... Cum să nu? Care ar lucra la o carte de mai mare întindere? Eu țin minte că... Și la începutul carierei mele, deci până în anii 70, ni se cerea să facem monografia școlii. Cei profesori de istorie li se cerea imperativ să facem. Și s-au încropit niște monografii sui generis, adică s-au făcut niște un soi de rapoarte în care când s-a înființat școala, cine a fost director, ce s-a mai găsit pe acolo, etc. Fără pretenția unei monografii. Vreau să vă spun că în ultima vreme, totuși, au fost scrise câteva monografii semnificative și importante pentru cercetarea evoluției unor instituții de învățământ. Chiar, de exemplu, trebuie să ne referim la monografia Liceului Eminescu, care a fost scoasă. Da, am văzut, da. Și care este o lucrare serioasă. Cu personalitățile care au fost. Sigur că da. O lucrare necesară, serioasă. Acum, mai sunt monografii și mai sunt cercetări în legătură cu dezvoltarea acestei instituții de învățământ. Dar e foarte bine că o abordează foști profesori și actuali profesori ai acestei instituții. Este un lucru meritoriu și foarte, foarte bun. Cu atât mai mult cu cât profesorii care au scris ultima monografie nu sunt profesori de istorie, nici de literatură. Dar au scris o frumoasă monografie despre Eminescu. Chiar dacă nu o scriu perfectă, se poate perfecționa și completa ulterior. Avem o monografie scrisă de profesorul David despre fostul liceu industrial, fosta grupul școlar industrial pentru prelucrarea lemnului. Sau fosta școală de arte și meserii, care era cunoscută într-o perioadă așa.
Mai sunt. Însă nici observațiile noastre nu aș respinge-o. Pentru că ar trebui să existe o preocupare mai susținută și mai serioasă că apar astăzi tot felul de cărți, de prăjituri, nu ne oprește nimeni, nu mai este cenzură, nu ne descurajează nimeni. Din păcate, pe subiecte facile, probabil care nu necesită multă trudă, așa cum e o monografie și care, în cazul în care e nevoie de o mulțime de cărți și la bibliografie. Mai sunt profesori cu preocupări serioase în acest domeniu care au scris și au abordat istoria unor localități și au scris monografii. Da. Și atunci ai unor localități în care sunt cuprinse incluse și instituții de învățământ. Da. 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 V-aș mai propune să trecem la perioada postbelică. Acolo ar fi un an de cotitură în domeniul învățământului, 1948, reforma învățământului. Da. Ce a însemnat asta pentru... Este prima lege care pune bazele scoaterii elitelor românești și a tradiției românești excepționale, creată inclusiv în perioada interbelică și a cărei baze a fost pusă de Spiru Haret. Scoaterea oricumva în afară legii acestei tradiții, ca și în alte domenii, eliminarea elitelor din învățământ, sovietizarea învățământului. Asta înseamnă această lege. Da. Regimul de ocupație și-a impus... Regimul de ocupație și-a impus dominația standard, și în acest domeniu. Și în învățământ. Și atunci s-a trecut prin coborârea nivelului de școlaritate al liceului la 10 clase. Și era obligatoriu învățământul primar de 4 clase. Da. Eu însumi am fost ultima generație care am susținut examen de absolvire a clasei a 4-a. Da, se susținea și la clasa a 7-a și la a 4-a și după aceea liceul se termina la clasa a 10-a dintr-o grabă deosebită de a produce o nouă clasă intelectuală pe placul noului regim. Da. De fapt, asta trebuie spus în principal despre această lege. Apoi au urmat și alte legi care, mai mult sau mai puțin, pernicioase pentru sistemul de învățământ. Nu putem spune că toată perioada este o greșeală, o prostie și nu a contribuit la ceea ce înseamnă progresul populației și a nației române prin învățământ. Da, ar fi greșit să aruncăm totul la coș pentru că am intrat într-un regim pe care nu l-am dorit. Da, și s-a mai intervenit cu corecții după 60. S-a intervenit cu corecții, sigur că s-a după 68, învățământ obligatoriu gimnazial. În 71 au fost un alt set de dispoziții legale care nu au fost pe de-întregul negative din punct de vedere al progresului școlar. Bineînțeles că era, în fond, și în învățământ, același regim închistat, același regim care impunea totul, în care creativitatea era dezvoltată și în anumite limite și într-un anumit fel, în care se crea omul nou. Da. Dascăli am fost și noi în perioada respectivă și am avut și noi, să zic așa, și ca elev și ca dascăli am gustat, între ghilimele, din perioada respectivă și din învățământul respectiv. Domnule director, vă propun să relatați pentru cei tineri care ar dori să treacă și ei la cercetare, să facă o monografie sau poate lucrări de proporții mai mari. Noastră, cum v-ați ales subiectul acestei lucrări? Cum v-a venit ideea? Cum v-ați documentat? Cum v-ați impus un anumit grad de generalitate? Ați restrâns la o anumită perioadă pentru a nu sări de la o idee la alta? Da. Deci, în primul rând, am dorit să rămână ceva, cum se spune, după mine, în calitate de profesor de istorie. Cred că fiecare are acest fundamental obiectiv. Ce lăs eu când plec, ce voi lăsa? Un dascăl
Cred că trebuie să lase înainte de toate mulți copii și foarte bine, mulți copii bine educați, bine formați și dacă se poate, un nume așezat pe o carte, cum spune poetul. Da. Dacă s-ar putea. Eu m-am gândit că, studiind și având așa o aplicare mai specială spre istoria contemporană, am putut sesiza că în legătură cu perioada aceasta interbelică și cu învățământul din perioada interbelică, nu există o lucrare edită, nu există o lucrare scrisă. Sunt articole, există o preocupare a unora sau altora, dar acestea trebuie aprofundate și este necesară o abordare unitară. Această perioadă mai unitară. Nu m-am gândit că voi putea depăși această perioadă, pentru că uitați-vă dumneavoastră, și așa e, lucrarea este voluminoasă, da. Și nu se referă decât la o perioadă de 20 de ani. Da. Nici cu cât mai scurtă perioada și mai adâncă cercetarea, cu atât folosul acelui demers este mai mare. Și atunci am început să cercetez arhivele, să citesc ceea ce s-a scris despre învățământ în această perioadă și nu numai în această perioadă și încet, încet... Sursele cum vi le-ați găsit de documentare? În arhiva, de exemplu, în arhivele din arhivele, Direcția Județeană Arhivelor Statului în Satu Mare, în cea mai mare parte se găsesc sursele pe care le-am folosit eu. După aceea am beneficiat și de niște informații din arhivele din Ușgorod și lucrări edite în legătură cu învățământul și cu istoria perioadei în general. Am folosit alte surse bibliografice și documente care ne stau la dispoziție, fără niciun fel de îndoială. Dar baza cercetării mele reprezintă documentele de arhivă. Domnule director, conduceți o instituție care are o revistă proprie. V-aș ruga să o prezentați cu acest prilej, în linii mari. Da, este o lucrare care are onoarea să ducă mai departe o tradiție în ceea ce privește publicistica și în domeniul învățământului. Și iar ne întoarcem la o personalitate marcantă a perioadei interbelice, care este Dariu Pop, să spunem cel puțin atâta că el, în calitate de prim revizor școlar de după 1918, în județul Satu Mare, echivalentul inspectorului de azi. Da. A înființat peste 140 de școli românești, ceea ce este absolut remarcabil. În afară de asta, a scris romane, după cum cunoașteți, a tipărit manuale și a fost un publicist recunoscut. Dar la ce mă refer eu este revista Viața Școlară, care apare în 1924, primul număr, și care va apare până în 1940. Este o revistă utilă din punct de vedere a formării cadrelor didactice, a circulației informației la nivelul sistemului de învățământ și pentru perfecționarea pregătirii cadrelor didactice. Această revistă este o revistă, nu, a învățământului, a cadrelor didactice, a dascărilor. A fost reluată revista aceasta, nu în forma respectivă, nu cu conținuturile și cu abordările libere ca în perioada interbelică. A fost perioada, totuși, în perioada de după război, s-a editat revista Școala Sădmăreană, care în anii 70 a apărut, s-a întrerupt apariția ei în anul 1986 și a fost reluată în 1991. Acum, și după 91, cu câteva sincope, cu câteva întreruperi, acum de câțiva ani apare sistematic,
trimestrial. Cine sunt autorii materialelor? Ea este editată de către Casa Corpului Didactic, dar autorii conținuturilor care se publică aici sunt cadre didactice din județ. Prin această revistă își împărtășesc experiența, comunică unii cu alții, împărtășesc noutățile din, la nivelul disciplinelor și, zic eu, contribuie la perfecționarea pregătirii profesionale tot ceea ce se publică în această revistă. Ea este apreciată de către cei care o scriu. Domnule director, în perioada asta aveți destul de puține fonduri, e o austeritate bugetară. Nu v-ați gândit la o ediție online, așa cum se întâmplă frecvent acum, care ar reduce costurile și, în schimb, ar putea mări spațiul? Poate fi mai flexibil spațiul aici. Nu avem nicio problemă cu publicațiile online. Ele există, ele se practică acest gen, să zicem, dacă se poate numi gen publicistic, dumneavoastră vă pricepe mai bine, acest mod de a edita o revistă sau de a furniza informații, nu este niciun fel de problemă. Noi avem un site a Casei Corpului Didactic pe care l-am reînnoit, l-am resuscitat și pe care se pot găsi informații foarte importante. E adevărat că nu sunt, pe acest site nu se găsește revista, dar mi-ați dat o idee. Este o idee bună și s-ar putea ca numerele viitoare să le punem și online la dispoziția cadrelor didactice și să contribuie și domniile lor la acest mod nou de a scrie o revistă. Dar n-aș vrea să renunț la această formă tradițională, cu toate acestea. Da, sunteți atașat de tradiție. Da. Domnule director, mai avem vreo 3 minute, timp în care v-aș propune să ne referim la câteva reforme, la necesitatea unor reforme. Numeroși români, fie din sistem, fie din afara sistemului, au atitudine critică la sistemul nostru de educație. În opinia dumneavoastră, ce s-a făcut bun în învățământul în ultimii 20 de ani și ce ar trebui corectat? După părerea mea, cel mai bun lucru este faptul că învățământul românesc a încercat și eu zic că a reușit într-o măsură foarte importantă să se apropie, să se compatibilizeze cu învățământul european, cu învățământul occidental. Chiar dacă unele lucruri nu se potrivesc și nu ni se potrivesc din acest punct de vedere, eu spun că totuși este cel mai mare câștig. Dacă ne uităm la lucruri mai concrete, sigur, structurarea în ceea ce privește conținuturile învățământului este nouă și este benefică. De asemenea, marele câștig este schimbarea sau tendința, dorința de a schimba accentele de pe un învățământ bazat pe memorare, pe acumulare cantitativă, pe un învățământ care să dezvolte creativitatea. Gândirea critică. Lucru care nu este nou, că însuși Socrate ne spunea că cei care învață trebuie să îmblânzească o flacără, nu trebuie să umple un vas. Da. Nu de noutăți ar fi vorba, ci de faptul că... Nu de noutăți, dar de faptul de... Parcă s-a desprins puțin de practică, exact, de viață și ar trebui, da, făcut, exact, o legătură în situația asta. S-a făcut... Da, cred că sunt lucrurile semnificative la care ar trebui să ne uităm mai mult decât la lucruri și aspecte superficiale, care uneori ne preocupă și ne ocupă foarte mult timp. Da.
Acestea fiind zise, timpul destinat emisiunii s-a încheiat. Vă mulțumim pentru participare și telespectatorilor mulțumim pentru atenție. Rămâneți în continuare cu Informația TV, fiindcă avem emisiuni interesante. Din incidența obezității și apoi, domnul Cehi a înființat secția de chirurgie cardiovasculară. Da, sigur. Deci, și dânsul a fost cel care a luat decizia. Da. Când era ministrul sănătății Ceche. Și atunci s-a primit aprobarea. Nu știu, eu am rămas surprins și marea majoritate ne-am rămas surprins și că se va înființa o secție de... Bun, dar și asta fi... Dacă s-a înființat, foarte bine, bun. Dar să funcționeze. Și într-adevăr să fie, dar uite că se pare că nu mai găsești încă un medic. Cum să funcționeze, domnilor doctori, dacă mă gândesc că în primul rând nu sunt pacienți? Cine nu, în primul vine rând să facă pacienți sunt, nu sunt medici suficienți. Trebuie format o echipă. Problema ca chirurgiei să cardiovasculare în România este mare pentru că s-a înființat și la Iași și la București încă o secție în cadrul unui spital. Și nu există personal suficient în România. De ce nu există? Asta ține tot de politica sanitară și reamintesc ce am spus. Reglementarea profesiei este apanajul a două instituții în România, nu a Consiliului. Nu poți opera cu oricum singur medic. Nu se poate face cu un medic itinerant. Păi tocmai itinerant. În aceste nu se condiții face... vreau să vă întreb, trebuie să fii inconștient în condiții, să te duci, să te operezi pe cor deschis de la Spitalul Județean Satu Mare. Probabil să încearcă să se formeze o echipă. N-are terapie intensivă pentru așa ceva, adică mă poate din sala de operație și mă pune lângă bolnavul care a fost dar operat nu de nu știu ce altă... Aici. A fost prea multă bună intenție. Știți ce se spune? Că mai bine e dușmanul binelui. A fost o ambiție probabil prin care Satu Mare să intre în rândul județelor selecte cu secție de chirurgie cardiovasculară, dar nu avem nici secție de neurochirurgie, nu avem o serie întreagă de alte lucruri în județ. Asta nu înseamnă că nu mai simt bine. Aici este un, revin la ceea ce ai spus mai devreme, că într-adevăr este o hotărâre a Ministerului Sănătății pentru că secții care sunt foarte costisitoare, gen neurochirurgie, chirurgie cardiovasculară, nu se face în fiecare reședință de județ, ci se face grupat pe anumite zone, în funcție de resurse, în funcție de patologie și se grupează toate resursele acolo. S-a găsit, îl completez pe domnul doctor, aici s-a găsit, a fost o treabă de conjunctură pentru că în momentul acela și noi la nivelul colegiului, cred că deja eram eu ca atare, ca președinte, că am avut o intervenție din partea Consiliului Județean să facilităm recunoașterea profesională mai rapidă a colegului da, nostru. Are dreptul, pentru că orice medic din Uniunea Europeană are categoric dreptul să scrie. Și chiar am și susținut și am zis foarte bine, deja erau demersurile făcute pentru înființarea secției, am zis foarte bine, vom avea și noi aici un profesionist în domeniu. Din păcate, nu s-a putut susține mai departe acest lucru. Acești oameni trebuie plătiți la nivelul care îl merită și nu controlați în porbagaj și în pungi. Acum să avem în vedere acest lucru. Profesioniștii care sunt aduși sunt profesioniști care pot să fie luați oriunde în lumea asta. Chiar și cei care lucrează, nu chiar și cei care lucrează acum la Spitalul Județean, vă spun că mâine, dacă doresc, depun cerere Franța și Germania, ia pe loc. Pe loc ia, nu mai spun de anesteziști, de chirurgi, pe loc ia. Deci, ceea ce avem noi este o resursă umană deosebită care trebuie să fie tratată ca atare. Și revenind la problema chirurgiei cardiovasculare și altor secții, nimeni nu spune că nu ar trebui înființat. Trebuie să ai cu ce să ții aceste secții. Și nu e vorba doar de plata medicului, e vorba de întreg circuitul funcțional al acestor secții, de la primul pansament până la ultima foaie de ieșire care se scrie și care trebuie asigurată de undeva. Și spuneați și foarte frumos că arătați aici smurdul. Aduce smurdul cu o serie întreagă de cateterizări și de linii instalate și ajunge, de exemplu, în neurologie că sunt nevoiți să le scoată că n-au, de exemplu, injectomat. Sau au unul care e pus tocmai la alt caz. Adică se pun boi înaintea carului sau tracțiunea înaintea, dacă să nu fie peiorativă noțiunea de bou. Se pun netracțiunea
altfel decât a trebui în spatele căruței, căruța sau carul, trebuie să se treagă din partea personalului care e angajat, se înhămează la asta. Degeaba vă spun încă o dată, vine cu tot ceea ce trebuie pentru stabilizare și îl pui pe o secție care nu are lucruri elementare pentru, chiar dacă nu e o secție cu foarte multe intervenții sau de tip intervențional, dar îți trebuie măcar un injectomat. Mă aminteaz de neurologie, de acolo mi-a venit, de la neurologie, dar sunt și alte secții care duc lipsuri de așa ceva. Nu din cauza profesioniștilor care sunt destăvârșiți, vă spun că nu a fost vreun medic care să fost refuzat în afara țării să lucreze, ci din potrivă au rămas uimiți, știți legenda care până la urmă e realitatea medicului român care se descurcă cu și face intervenții și pe câmp până la urmă și nu pot acum să nu amintesc, dar s-au făcut intervenții improvizându-se în România, riscându-se până la urmă un caz de malpraxis, dar din dorința de a salva o viață s-au improvizat la intervenții endoscopice cu vremuri eroice vorbesc ale chirurgiei. Acum sigur nu se mai întâmplă, că dacă se întâmplă ceva vine presa și te martirizează, te acuză tu vrând să faci un bine. Deci nu cred că este vreun medic care își dorește răul pacientului. Dar problemele nu sunt la nivel medical sau profesional, ceea ce vizează colegiul ca și activitate. Sunt la nivel, cum să le spun, administrativ, financiar, contabil, de organizare, te verifică la pungă, la buzunar, ce să faci. Apropo, eu sunt surprins, mare sărăcie în țara asta dacă n-au găsit nimic în portbagaje și în plasele alea, ce se întâmplă? Adică trebuie să ne uităm cui cerem, ce cerem, ce pretenții avem față de profesionist respectiv și cum îl tratăm, așa o să-ți răspundă. Eu îi înțeleg pe colegii care nu vor să depună plângere. Asta mai lipsește, să mai aibă acum să se înfățișeze, la fel cum a pățit colegul de la SCAP, acum cred că din Pitești sau unde era spitalul. A spus, uite ce se întâmplă, nu sunt de acord, trebuie să refolosim bisturii, avem clești care ruginesc și așa mai departe. Și ce s-a întâmplat? Primul lucru este să interzis să mai intre în operație și să se verifice dacă e normal mental. Adică repercursiunile care se pot aștepta, colegii mei, nu sunt de natură astea. Domnul doctor, vă rog să mă scuzați, în situația asta, nu știu, nu este niciun pic de solidaritate de între medici. De ce nu ieșiți toți să prezentați problemele pe care le aveți? Da, vi le-am prezentat și lumea le știe în general și inclusiv conducerea spitalului cunoaște problemele. De ce nu veniți cu soluții? Ce-i de făcut cu această secție care toacă bani în continuare? Acum dați un pic, că nu toacă bani, n-am spus, deci nu funcționează. Dar ce face acele... Păi, nefuncționând pentru ceea ce a fost nu înființat, funcționează, domnul doctor, doctor, dar plătește un medic și... Acum, nu știu câte... 100 câte, de asistente, 10 deci, asistente, știți nu știu câte externări are, că eu, de exemplu, nu știu. Mă întreb. Rentabilitatea, medicina este nerentabilă. E evident, medicina nu poate să fie caracterizată în termen de profit. Totul ce intră până la urmă e un consum, dar ceea ce se câștigă în anii de viață, din punct de vedere statistic, acum poate cunoașteți noțiunile ce le folosesc din punct de vedere statistic și epidemiologic, anii de viață câștigați pentru populație se, cu supra de măsură, se spune că într-o regiune crește cu 5% PIB-ul dacă se investește în sănătate. Ori la noi nu s-a investit ani de zile. Aici nu e problema profesioniștilor din medicină să spună, ei, acum, pentru că s-a înființat secția asta, mai aduceți vreo 10 chirurgi cardiovasculari ca să funcționeze. Nu se poate. Odată ce ai înființat-o, ea se poate transforma pe parcurs. Sigur că are o serie de intervenții. Nefiind deficient sau comparativ cu secțiile de chirurgie care fac pe bandă rulantă intervenții chirurgicale, nu se poate compara, este un domeniu de nișă, e un domeniu de vârf al chirurgiei, până la urmă neurochirurgia, chirurgia cardiovasculară, chiar și cardiologia intervențională, îți trebuie o aparatură și o manualitate care se dobândește prin specializări, supra-specializări. Nu putem compara, la fel cum puteți compara că noi avem 50 de consultații pe zi ca medici de familie cu cineva care 20 operează. 20 o să aveți acum. Cât o să dea Dumnezeu, cât o să ne de
Sfia Dumnezeu și bunul conducător al medicinii românești. Nu putem compara paliere între comparăm neurologia cu neurochirurgia sau neurologia cu chirurgia cardiovasculară. Uite ce trafic este pe ce rid de ocupare a spatului. Nu comparăm, doctor, comparăm doar. E foarte bine acum că s-a înființat, trebuie făcut ceva cu ea. Condițiile din cele două secții, adică și pacientul de la neurologie plătește aceleași asigurări de sănătate ca și cel care ajunge la o altă secție. Tipul de intervenție diferit. Așa este, aveți dreptate, dar tipul de intervenție, adică este o parte din spital unde s-a investit foarte mult și unde foarte nu sunt pacienți. Foarte bine că s-a investit. Acest lucru vorbim. Ceva trebuie să fie. Păi, din păcate, doamna manager, conducerea spitalului nu dorește să intervină, nu dorește să dea explicații. Și doamna în aceste manager a condiții, preluat secția de la precedentul manager care la rândul lui a preluat situația. De fapt, nu cred că domnul manager a fost primul care a spus înființați-ne nouă aici secție. Asta a fost o decizie, cum vă spuneam anterior, din păcate, la nu cred că politic, a ținut de decizia managerului. Cred că alții au fost cei care au decis dacă se deschide sau nu. Haideți să revenim la acest control. Ce v-am spus inițial, v-am spus că m-ați întrebat pe mine și v-am spus părerea mea, dar eu am zis că eu n-aș fi înființat chirurgie cardiovasculară. Dar bun, dacă s-a înființat, dacă a fost o decizie atunci, aceasta trebuie făcută să funcționeze. Și nu trebuie să o comparăm cu celelalte secții. Celelalte secții probabil vor urma, vor reveni la acel program de conformitate pe care îl are conducerea spitalului de reabilitare a secțiilor. V-am spus, ieri a început cu secția de chirurgie. Domnul doctor, este mai puțin important dacă această secție era foarte utilă sau nu era utilă, sau funcționează sau nu funcționează, sau aduce profit sau nu aduce profit. Nu aici este. Nu aici este problema, ci eu mi-aș dori ca pe viitor politicienii să se ocupe de politică și să-i lase pe profesioniști să se ocupe de sănătate. Atâta, multe decizii sunt politice, dar trebuie să ai niște consilieri care să fie... Sigur. Dar nu credeți că odată ce este luată o astfel de decizie, trebuie să ți-o asumi până la capăt? Păi, mandatele sunt pe 4 ani, cer scuze, adică asumarea unei astfel deci de decizii politice este pe perioada electorală. Dar acum nu știu la cine vă referiți. Odată, pentru că decizia de înființare, dacă vă referiți la chirurgie cardiovasculară, a fost luată în 2012, an electoral. Da? La fel și decizia de reabilitare a policlinicii vechi. Fost, în anii electorali se întâmplă lucrurile. După aceea moare toată România. N-a murit, revine în anii electorali. N-a murit, dar n-a ajuns într-adevăr la niște parametri de chirurgie cardiovasculară. Și eu am mai spus-o și părerea mea că nici nu va ajunge, pentru că nu poate ajunge un singur medic. Păi tocmai aici este problema, că dar nu bun, va dar, ajunge. Asta este o părere personală. Știi dar ce probabil este mai dureros? Putea este face. Dureros să ajungi în spital și să ți se dea lista cu ce trebuie, cu ce trebuie să ții. Asta nu ține de chirurgie cardiovasculară. Nu, lăsând la o parte chirurgia cardiovasculară. Deci e dureros să ajungi într-un spital și să știi că trebuie să ți iei materiale sanitare, ce ți se cere, nu știu ce medicamente și așa mai de departe. Durerea este și la nivelul de salarizare al medicilor și al asistentelor. E la fel de revoltător să trească să completezi tu ca pacient venitul medicului. Nu s-ar întâmpla nicio plată informală pe teritoriul acestei țări, că nu-s România altfel ca alte nații, dacă ar fi nivelul de recompensă socială, financiară a veniturilor medicului la nivelul corespunzător. Am mai discutat de acest lucru. Deci durerea este și acolo. Cât are salariul o asistentă, un infirmier până la urmă. Are? E dureros că am avut, mi s-a spus că și la salariul minim pe economie ar fi, bănuiesc că e vorba de infirmiere, 8 milioane, 9 milioane e salariul până la urmă venitul minim pe economie. Adică nu ai ce așteptări să ai foarte mari de la un sistem care în întregimea lui funcționează așa de prost. Finanțarea lui e proastă și revenind un pic, decizia politică a fost la nivelul județului. Probabil că la fel de electoral ar fi fost și o decizie la nivelul ministerului dacă ar fi fost în atribuții, dacă ar fi frămas în administrarea Ministerului Sănătății, spitalul sau întreaga rețea medicală a județului Satu Mare. Dar tentația este foarte mare, deschizând această posibilitate politicienilor locali, în care orice ține de amenajare, de botoșei, de caserole, de dezinfectante, de controle de bagaje, porbagaje și așa mai departe, normal că va reacționa
acționa politicul local, pentru că nu-i de acuzat că se întâmplă. Da, a luat decizia să înființeze. A luat-o cu un scop electoral sau cu un scop de mândrie, de naționalism local, că ce poate județul să facă. E discutabil cât de acuzator să fim în treaba asta, dar ne-am trezit cu realitatea asta. Aceasta există, a fost o decizie mai mult sau mai puțin politică, administrativă, ziceți cum doriți. Ne-am trezit cu ea și trebuie ceva făcut cu ea. Bine, cei ar fi care dacă ar putea fi făcută să funcționeze. Da, să da, funcționeze într-un fel sau altul. Dar eu vă spun încă o dată, la nivel național, Colegiul Medicilor se confruntă cu o problemă de recunoaștere a celor care sunt aduși de afară să lucreze pe chirurgie cardiovasculară, pentru că ministerul n-a binevoit prin politica sanitară să asigure că durează 5-7 ani în pregătirea unui astfel de specialist, să le asigure din urmă că deja vrei acum să înființezi dacă nu ai medicul specialist nici măcar rezident. Păi acum i-au trimis în Italia, am înțeles, și în Italia cu echipa din Italia. Știți stau ce? Dacă și în Statele Unite un neurochirurg se specializează, vin italienii la noi. An, foarte bine, când un medic de asemenea cu pregătit la asemenea nivel, primește 2 milioane de dolari pe an în Statele Unite. Credeți că mai stăți la cât are? 28 de milioane brut în plus gărzi sau cât are un medic de medic șef de secție, cât o fi având? Faceți o comparație. Normal că nu va sta și atunci ne se vor întoarce cei care au dragoste mare de patrie. Păi, dar nu-i lăsăm nici pe aia să vină. Ba, îi lăsăm să vină. Că unde îi lăsăm, domnul doctor? Că se chinuie săracii să-și le fie recunoscute. Le va fi recunoscute. Am văzut și eu, am mai discutat documentele. Păi tocmai că am discutat. Aici vorbesc în cunoștință de cauză deja. Sunt unele probleme pentru că specialitatea de chirurgie cardiovasculară e unică în România. În alte țări există chirurgie toracică sau de vase mari. La noi este globală și atunci cine s-a specializat în afară nu poate face dacă n-a lucrat pe vase mari. Lucrează pe cord, dar chirurgia, secția se numește chirurgie cardiovasculară. Asta înseamnă că ai doi specialiști. Asta include cord și vascular mare, vase mari. Vase mari. Bun, există chirurgie vasculară periferică care e pe vase mari. Aia e altceva, deci dar sunt în afara dar țării. Dar mă refer și la specialiști, nu neapărat numai la chirurgie cardiovasculară. Acum deci vorbeam de domenii de vârf. La fel putem vorbi de neurochirurgie. Mi-ați adresat o întrebare, ci ați făcut o afirmație generală și pe cei care vin de afară nu-i recunoaște. Și eu v-am spus, problema este aici una de ori din profesional, pentru că specialitatea cardiovasculară nu există în Europa, nici în lume. Există și la noi, ce spunea domnul doctor, că ce se înțelege pe chirurgie pe cord și pe vase mari, nu, în alte părți se operează numai cordul și vasele mari vine specialistul de vase mari. Deci sunt echipe care lucrează. Noi nu avem nici măcar la unul care să poată lucra pe oricare din aceste. Nu înseamnă că unul e neapărat numai pe aia și celălalt pe cealaltă. Se poate și în caz de nevoie inversa rolul ăsta, dar în România nu avem specialiști suficienți pe cardiovascular, pentru că ați pus această problemă și v-am răspuns la ea. La neurochirurgie avem specialiști și acolo durează foarte mult pregătirea, dar e foarte scumpă intervenția neurochirurgicală. Ați văzut ce aparatură este băgată? Una este, vă putea spune un lucru, să scoți un apendice și alta este să intervii pe emisferele cerebrale. Trebuie niște facilități tehnice. Ați văzut stereotaxia care se, deci sunt niște dispozitive care le ai nevoie de ele. Pe lângă că ai nevoie de medicul specialist care la fel de mult durează 5 ani durează să-l pregătești. Una e chirurgul și lăsăm chirurgia cardiovasculară în seama celor care au deschis această secție. Nu se mai ocupă de, nu se mai pot ocupa cei nu care nu se deschis. Mai pot ocupa. Dar poate se întorc, cine știe da. Ce se acum, mai întâmplă. Acum, zic, pentru pe surse am aflat că la ora actuală conducerea Spitalului Județean Satu Mare caută soluții pentru a reduce cheltuielile cu personalul. Pentru că domnul doctor, cer scuze, dar deja am pentru că tot pe surse am aflat cheltuielile cu personalul reprezintă un procent prea mare din banii alocați de Casa de Asigurări de Sănătate Spitalului Județean Satu Mare. Tot pe surse am aflat că principalii sau primii vizați ar fi medicii de vârsta pensionării sau cei pensionați. Și vă întreb pe dumneavoastră dacă așa stau lucrurile. Dacă așa stau lucrurile, mă întreb de ce conducerea Spitalului Județean nu se gândește la personalul TESA,
nu se gândește la această firmă care asigură paza și protecția spitalului, fără de care sistemul sanitar din satul mare ar merge foarte bine. După campania electorală de la alegerile locale din 2011 sau când au fost alegerile locale, Spitalul Județean din satul mare s-a trezit că are și o firmă care le asigură paza. În același timp, foștii portari sau cum se numea personalul care asigura accesul în spital au rămas pe funcții sau îndeplinesc alte funcții. Nu ar fi mai bine să ne orientăm spre aceste categorii de personal? Și așa nu avem personal medical suficient, mă refer la medici, asistente și infirmiere. Domnul doctor Fane. Păi nu știu ce v-ar putea răspunde doamna manager, cum gândește dânsa, dar se pare că sunt într-adevăr probleme și procentul de cheltuieli de personal din suma încasată de la Casa de Asigurări este mare. Da, asta tot timpul a fost așa, cam 70-80%. A crescut progresiv, a fost acum câțiva ani era sub 70%, am înțeles că acum ar fi peste 80%. Dacă este să luăm suma globală, deci tot bugetul spitalului este sub 70%. Deci intră și programe naționale și, mă rog, din informațiile pe care le am, deci nu, dar din suma de la Casa de Asigurări este cam 80%, procent foarte mare. Problema nu e procentul, îmi cer scuze, problema este suma care este alocată. Deci acum, că... ca procent este asta, dar acum depinde la cine raportăm. Că dacă ne raportăm la suma luată de la Casa de Asigurări, și am mai spus-o și altă dată la dumneavoastră, 1400 de lei este pentru un bolnav externat din spital, că stă două zile sau că stă trei luni, este o sumă infimă. Este și tot timpul va fi mare acest procent. Pentru că nu se poate. Și așa, Spitalul Județean funcționează cu... Este un normativ de încadrare, un minim și un maxim, între care Ministerul Sănătății te lasă să te încadrezi. Noi suntem la 60-62% din minim ca încadrare cu personal. Nu știu cum stăm la TESA. Nu pot să discut. Nu știu care este situația cu... Într-adevăr, în loc cu cei care de la firma asta de pază, cei care au fost portari, am văzut pe o parte sunt brancardier. Nu știu ce înseamnă asta la... Probabil că și firma de pază înseamnă niște cheltuieli de personal. Poate că era mai bine cu portarii ceilalți, nu așa, dar oricum, pentru medicamente, suma care rămâne, nu știu dacă este acoperitoare. Și de asta sunt situații în care bolnavii sunt nevoiți să-și cumpere. Pentru pacient, pentru medicul care lucrează în spital, pentru asistentă, pentru infirmieră, ce credeți că e mai important? Să aibă 100 de portari la poartă sau să aibă medicamente și materiale sanitare cu care să poată trata în condiții civilizate? Să vorbim despre bolnav, ce e mai important pentru bolnav. Ce-i mai pentru important? Bolnav este să aibă servicii de calitate. Într-adevăr, nu-l interesează cine intră pe poarta spitalului, dacă controlează pe medic sau nu-l controlează pe medic în portbagaj portarul. Pe pacientul îl interesează să aibă servicii de calitate, să aibă medici buni, să aibă asistente bune, să aibă materiale sanitare și medicamente. Și parte hotelieră convenabilă. Asta îl interesează pe bolnav. Ce îl interesează pe medic, domnul doctor Fanea? Nu îl interesează același lucru ca și pe pacient? Eu mă gândesc că interesele medic, până la un moment dat sunt comune. Până la un moment dat sunt comune. Pe medic îl interesează să aibă cu ce lucra, să aibă personal suficient, să aibă condiții pe care așa și să câștige mai bine. Și să nu... Ne amintim și de asta, pentru că suntem foarte slab plătiți comparativ cu alte profesii. Domnul doctor, și pe mine ca pacient mă interesează ca medicul care mă tratează să fie foarte bine plătit, să nu aibă stresul că nu... Să mai fi tentat să-i dai ciubuc, că la asta cred că vă referiți. Probabil că aș fi, probabil că n-aș fi. Poate că dacă m-aș simți că am fost tratată într-un mod civilizat... Există recunoștința asta bolnavilor. Ar exista și la noi, la români, există această recunoștință, mai ales atunci când este vorba de sănătate. Și în aceste condiții mă întreb, de ce trebuie să avem o armată de oameni care nu fac nimic? O armată de oameni care
poartă hârtii de la problema un birou la altul. Nu știu cât sunt la TESA, că spuneți, s-a spus înainte de TESA. Nu știu, există și aici un normativ, un procent din numărul total de... Ați fost curios să vă uitați cât personal există la magazinele din spital, acolo unde, de unde știți probabil cum, se fură. Îi adresați niște întrebări domnului doctor în acest moment. Medicul dânsui chirurg strălucit în județul nostru, credeți că ar trebui să-l intereseze câți oameni lucrează la magazia care îi dă pasamentul? Nu, domnul doctor, dar spuneți-mi, vă rog, pe cine ar trebui să întreb, în moment ce administratorii... eu sunt, sunt sigură că doamna manager ne privește la ora asta, o rog frumos, dacă ne privește, să ne dea un telefon și dacă ne poate ajuta, să ne spună și nouă de ce se întâmplă lucrurile deci așa cum se întâmplă și nu se întâmplă altfel. Că prin telefon va fi mai greu și să vă domnul explice doctor, poziția v-am spus, lor. Am spus de la început, am să vină până la urmă. Pe nimeni n-am decizia sunat de 30 de ori într-o zi cum am sunat decizia pe venit. Eu sunt convins că dânsa are preocupări de genul ăsta cum să... Da, dânsa când a venit, a fost numită de manager în fruntea spitalului, prea recent. A spus să fie sesizată cu toate problemele secțiilor, cu problemele șefilor de secții. Bănuiesc că toți șefii de secții, toți medicii și-au expus acele... Și-ar putea să aveți surpriza că să-și dea demisia sau să fie demisă. Nu cred că asta probleme. Este până la urmă rolul. Nu vreau să fie demisă. Nu, niciodată nu ne-am propus să fie demis cineva. Eu, există o vorbă, plecarea șefilor, bucuria unora. Am crezut că să spuneți exact ce spune această vorbă populară. Nu, aici ați deschis subiectul și l-ați întrebat pe domnul doctor mai înainte legat de ce părere, ce priorități sunt. Nu sunt prioritățile medicului sau asistente cei pe primul loc, mâncarea, patul, medicația, nu. Pe primul loc al medicului profesionist este să-l vindece sau oricum să-l aducă în starea cât mai bună a stării de sănătate a pacientului. Asta este scopul meu, ca să mă ating acest scop și scopul unui chirurg. Nu este, hai acum să improvizăm, să găsim, să luăm de la patul celălalt, să aducem aici, nu știu, patul care să ne pună în poziția adecvată sau drenajul necesar sau punga de perfuzie sau punga de urină sau ce-o fi. Nu acesta este obiectivul sau obiectul de activitate al medicului. Că s-a ajuns în această situație, pornim de la întrebarea care a spus-o, e normal că 80%, asta am spus-o eu, nu știu cât e exact procentul. Nu, e anormal ca să ai o sumă din care numai salariile personalului, că e mult sau puțin, e altă discuție, bănuiala mea că e prea puțin pe toate palierele. Deci, din această sumă să trebuiască să consumi aproape în întregime pentru salarii, când cheltuielile cele mai mari într-un sistem nu sunt cu salariile, ci sunt cu medicamentele, cu materialele de încăfăziție, cu întreținerea spitalului și așa mai departe. Și atunci să ne mirăm că nu sunt medicamente, că nu sunt fești, pentru că trebuie să dai bani, să ajungi la subzistență. E ca și cum ar trimite mâine soția mea să cumpăr o tonă de cartofi și îmi dă 10 lei. Pe cu 10 lei nu poți să cumpăr o tonă de cartofi, vin acasă cu o pungă, cu 5 kg de cartofi sau cât e acum cartoful. Mai puțin. Nici nu trebuie să știu cât e un kilogram de cartofi. Scuzați-mă, problema mea și a medicilor în general este să vedem de sănătatea pacientului. Și atunci normal că sunt o serie de lucruri care se întâmplă în sistem. Mai te verifică la buzunare că n-ai luat seringa de 40 de bani sau ce e, că poate te duci acasă cu ea să-i faci la cineva, că nu ți-o faci singur în venă, nu-ți faci nimic. În principiu, presupunem că n-am ajuns în starea de disperare să ne facem singuri acum, să ne trăim într-o lume mai bună. Lucrurile pornesc de la finanțare. Finanțarea e anormal să ai pretenția ca să se descurce un manager să acopere cheltuielile de la 1400 de lei la 3000-6000 de lei cât e în realitate. Normal că trebuie să iei din altă parte și de unde e? De la salarii, de mai dai afară în portar, mai dai... Bine, de când au fost actualizate aceste tarife pentru plata pe... Dar nu se actualizează. Ele sunt ținute, dar sunt actualizate totdeauna la niveluri care nu sunt reale. Și a spus domnul ministru, am avut o discuție și cu dumneavoastră, că să aducem, să scoatem minciuna, să vină adevărul la iveală. Adevărul este acesta. Medicina costă mai mult, ieșirea din minciună. Costă mai mult toate. Și internarea, și intervenția, și salariile, și consumabile. Costă mai mult decât există în acest moment în sistem. Și atunci, readucând la ce putem oferi, e mult mai cinstit și mai corect să-i spui pacientului, uite, operația asta costă atâta, afară costă de 10 ori mai mult, asta rămâne între noi, să nu știe nimeni, numai noi și poporul.
atâta te costă, celălalt trebuie să faci. Din asigurarea ta, fă-ți asigurarea privată de sănătate, dar nu că vii după, că nu acceptă nimeni după aia, dar să te îngrijești de asta. Nu te rogi la bunul Dumnezeu să nu te îmbolnăvești. Te asiguri, te duci la casa de asigurare, îți faci asigurarea, te duci la o firmă privată să-ți facă, să-ți acopere. Sunt firme care acoperă, uite, ziua de spitalizare, mai ales pe secție chirurgicală, îți dă, nu știu, cât e asigurarea, 1000 de lei pe zi să completezi ceea ce lipsește. Nu, e o idee, nu este o regulă. Hai să facem și noi ca și în Statele Unite, că îți plătești tot și vezi dacă ești asigurat, ai scăpat, dacă nu ești, păi te-ai dat rezolviață. Sunt pacienți care nu au deci după ce bea apă. Aici intervine ce m-a spus mai înainte. Avem un sistem de asigurări sociale de sănătate, cu solidaritate, cu subsidiaritate, cu ce vreți, cu tot ceea ce ține de sistemul ca atare. Și eu sănătos plătesc, ba da, dar e ipocrit. Ca să spui că asigurăm totul. Nu se poate asigura tot pentru că banii ăia la care contribuim 4 milioane jumate sau câți de oameni și restul a trebuit statul să acopere pentru copii, pentru defavorizați, handicapați și așa mai departe, pensionari, nu ei ar trebui să-și acopere că a lucrat o viață întreagă presupunând că la construcția statului și nu la falimentul lui. Problema nu este a profesionistului, nu este a pacientului, nu este a asistentei, care tot profesionist este în domeniul medical. Problema este a organizatorului, administratorului de sistem. El în loc să facă administrare, face reglementare. Și ce face prin ce înțelege el reglementare? Tăiem paturile de acolo, îl dăm afară pe pensionar care poate e singurul care îți acoperă o secție întreagă sau dai afară pe ăla și nu mai ai linie de gardă pentru că cu unul singur nu poți să ții linia de gardă. Suntem totuși, cum spuneam, un județ mic, dar să știți că suntem un județ mic, dar vânt jos, adică noi, la noi stăm bine cu sistemul sanitar, pentru că auzeam alte județe care nu au secție de ginecologie pe secție, că nu mai știu, în Tulcea, pe unde era, îmi scap acum, era un județ care nu avea profesioniști la lucruri elementare, nu neurochirurgie, de ce vorbeam, sau cardiovascular, sau nu au suficienți cardiologi, sau nu au deloc cardiologi, sau nu aveau oftalmologie, pare mi se, ceva n-aveau de tot. Da, haideți să revenim la județul Satu Mare, discutam la început despre problemele județului, despre problemele de sănătate, problemele din sistemul sanitar și despre faptul că medicii bârfesc pe la colțuri, dar nu vor să-și nu bârfesc, spună... Își exprimă nemulțumirea, nu e bârfă. Dar, nemulțumirile. Și în acest sens vreau să vă spun că în timpul emisiunii am primit un mesaj. Cineva ne sesizează că astăzi la Spitalul Județean Satu Mare a avut loc o ședință cu scântei. Ce ne puteți spune, domn doctor Fania? O ședință în care directorul de îngrijiri medicale și doamna manager erau foarte supărate pe ceva. Poate eu n-am fost la ședința aia, la care am fost eu, s-a prezentat procesul verbal al controlului încrucișat la Consiliul de Administrație al Spitalului și în care doamna manager ne-a citit într-adevăr ceea ce v-am spus eu, că părerea mea că n-au fost probleme mari în spital, că mai fost găsite aici și acolo probleme de igienă, că doamnele care au controlat spitalul sunt epidemiologe. Și au amendat. Deci, în rest, nu au fost probleme. Probabil că fi fost altă discuție. Că sunt convins că spitalul este una dintre cele mai grele instituții de condus din, da, numai din România. Și ai bolnavi, ai toate categoriile sociale, de angajați, de profesionale. Deci, și nu este de invidia să fii manager în ziua de astăzi. Să, mai ales cu probleme pe care le are financiare, să asiguri. Nu este de invidiat să fii manager în ziua de astăzi, nu este de invidiat să lucrezi în sistemul sanitar din ziua de astăzi și cu toate acestea ne permitem să ținem un ambulatoriu de pe Gheorghe Lazar nefolosit, cu toate că a fost finalizat și nu dăm... A fost finalizat? Păi, nu e finalizat? Nu cred că nu este finalizat. Altfel, că le întrebați pe noi. Vă întreb pe dumneavoastră, eu n-am fost acolo, noi nu pot să spun. Tot așa, pe la colțuri, medicii mi-au spus că nu înțeleg de ce nu se dă în folosință acest spațiu. Păi, în condițiile licitat, în care... s-au licitat niște spații acolo, din câte știu. S-au licitat, loc, păi, acest ambulatoriu a fost deschis pentru firmele private pentru... Aici e o discuție care va mai trebui o emisiune între oricum, ambulatorul spitalului urmează ambulatorul
directorul spitalului județean urmează să mute pe Gheorghe Lazăr. Că vor rămâne niște spații acolo, probabil că le vor fi licitate. Nu ar mai trebui să rămână după afirmațiile Consiliului Județean. Este exclusiv destinat pentru ambulator integrat al spitalului județean. Ce discutăm? Ori exclusiv, ori mai dăm și la alții la cine trebuie. Nu ambulator integrat. Ambulator integrat. Așa, îmi cer scuze, am fost de față la discuția cu domnul președintea Consiliului. Mi s-a spus exclusiv ambulator integrat și a fost justificarea pentru care s-au dat afară o serie de cabinete de acolo, spunându-se că întrucât a fost preluat în administrarea de spital județean cele exclusiv, două cabinete de medicină de familie două, sau mai fost și altele? Mai sunt și altele, dar noi știm ca și zizare doar să lămurim un pic. Ambulator integrat înseamnă corespondență identică pe secțiile și nu-i finanțat de către Casa de Asigurări. Sigur că da. Deci nu știu dacă e asta confuzie este. De termen, dar eu am lăsat mai departe că nu, încă o dată, reglementarea sistemului a ajuns în mâna altora. Adică noi știm despre ce vorbim ca profesioniști, fiecare la nivelul lui de profesionalism. Eu la nivelul meu, domnul doctor la nivelul dânsului. Dar am înțeles că medicii de la Spitalul Județean au fost de acord ca acolo să fie... Nu era de competența medicilor de la Spitalul Județean. Deci, încă o dată, reglementarea nu face medicul de pe secția X sau de pe secția Y, o face colegiul cu Ministerul Sănătății. Cu cele descentralizate, cu DSP-ul. DSP-ul a ajuns deja un spectru, până la urmă, pentru că a trebuit să aplice ceea ce spune Ministerul, dar de obicei aplică ceea ce spun alții. Nu din vina lor, din cauza ceea ce am ajuns acum ca reglementare la nivel județean. Păi, dar la ședința Consiliului Județean din ianuarie, da. Exact lucrul ăsta s-a spus. Nu, s-a spus că s-a discutat în Consiliul Medical care e for consultativ, nu e așa că ei au spus, că i-am întrebat și eu ce s-a întâmplat. Păi ne-au spus că nu e așa că ia fi bine să fie numai pentru. Da, normal că ne întreb pe cineva, dacă pe dumneavoastră vă întreb, nu e așa că e bine ca mâine să răstoară stare, dumneavoastră spune da. Dar nu spuneți, dar vedeți dacă e cumva și un or pe deasupra, n-a trebuit să-ți iei și o umbrelă. Și spuneți da. Dar nu dumneavoastră sunteți cea care spuneți gata, de mâine ieșim pe câmp pentru că e soare și dacă cumva vine norul aveți și o umbrelă. Aceasta reglementează cel care administrează până la urmă și financiar și profesional, fiecare cu partea lui, că colegiul medicinal administrează financiar aceste lucruri. Întrebi Consiliul Medical sau Consiliul de Administrație a Spitalului dacă clădirea care ai primit-o în administrare de la Consiliul Județean în interesul sănătății populației care este în județul ăsta, dacă n-ar fi bine să fie exclusiv pentru asta. Păi normal că vă va răspunde orice lucrător în spital, sigur că e foarte bine. Nu contează că acolo au mai fost și alte, au fost și o farmacie, au mai fost niște cabinete de medicină familie, au mai fi fost și altele. Farmacia vor să o mențină. Domnul doctor, păi acolo, da, farmacie este vis-a-vis, ce să fie, două, poate în poartă? Acolo, acolo. Păi, vor funcționa și firme colegiul private care da, vin cu... Mie mi s-a răspuns așa, va funcționa exclusiv ambulator integrat al spitalului și n-avem ce discuta de alte lucruri. Păi înseamnă că dacă n-avem ce discuta, că nu se poate, înseamnă că va fi exclusiv. Îmi cer scuze, dacă eu vă mint, înseamnă că mă minte și cel care mi-a spus aceste lucruri și a comunicat colegilor noștri care au fost de acolo, nu a fost evacuat, că au fost scoși pentru a putea fi reabilitată clădirea, au fost puși pe liber, cum ar fi, vă găsiți, știu, acolo la direcția sanitară, vă descurcați. Spitalul nu are ambulator integrat, are ambulator. Da. Bine, deci, încă o dată, noi știm despre ce vorbim, dar poate alții nu știu despre ce vorbesc. Eu sper că totuși vor fi scoase niște spații pentru radiologie, pentru că spitalul nu știu dacă va avea bani să facă un CT acolo. Că pentru așa, vor să scoate la pentru un laborator. Departament de imagistică medicală. Vom vedea ce va fi până la urmă. Deocamdată e nimic. Am trecut când am venit la dumneavoastră, deocamdată e destul de transparent. Nu știu dacă e gata construcția. Că bănuiesc că dacă ar fi gata, iar muta cabinetele. Dotată și pentru dotare cu mobilier se are derulare acea licitație. Cum s-a făcut. Pentru că cabinetele sunt împrăștiate, cabinetele medicale din ambulator sunt împrăștiate peste tot și este dezastru. Da, și e bine să fie aduse la un loc ca pacientul. Bine, eu m-am gândit, eu, în naivitatea mea ca și ce sunt acum în acest moment, mă gândeam că integrarea serviciilor înseamnă că intră pacientul prin poarta sistemului care este medicul de familie și se duce unde are nevoie. Poate nici nu mai trebuie să intre mai departe, să urce la etajul cu specialistul și să spună, domnule, dumneata te duci acolo. Acum ce se va întâmpla? Vor intra toți probabil cine... Și iese rezolvat, intră pe ușă și iese rezolvat. Ce să vă spune? Cine știe cum funcționează sistemul,
acela ar trebui să fie consultat, chiar dacă nu poate el reglementa, dar să ne întrebe, să întrebe ce înseamnă ambulator integrat, adică echivalența secțiilor, cum se poate face? Există specialiștii necesari? Da, domnilor, din păcate timpul alocat emisiunii noastre se încheie aici. Mihaela, îți mulțumesc că ai răspuns invitației mele. Domnilor, doctor, vă mulțumesc că ați venit, vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Informația TV.